Salut, dragilor! Astăzi o să vorbim despre felul în care hainele vorbesc despre oameni. Haine în culori, cu note de delicatețe și rafinament. O am alături de mine pe Mirela. Salut! Care ne-a primit în atelierul său și tind să-ți mulțumesc pentru asta. Să știi că nu întâmplător am folosit cuvintele colorat, rafinament și delicatețe. Sunt trei cuvinte cheie care mie mi se par că te descriu. Ai tu trei cuvinte cheie care să te descrie pe tine? Să te cunoaște mai bine? În primul rând, mă bucur că ați venit la mine, în spațiul meu. Mulțumim! Dacă mă descriu câteva cuvinte, trei cuvinte pe mine, personal, da. Aș putea să spun că sunt o persoană spontană, curioasă, foarte curioasă. Îmi place să învăț tot timpul chestii noi, să mă înconjur de chestii noi, să învăț, să fac. Sunt și o persoană sensibilă, dar în același timp destul de puternică. Cred că am zis deja trei. Sunt o persoană atrasă de partea estetică a lucrurilor. Îmi place să văd partea frumoasă a lucrurilor și să o pun în evidență, să o colorez, să o îmbunătățesc. Îmi place mie să spun. Și dacă ar fi să descrii atelierul tău, cum l-ai descrie? O explozie de culoare. Multe floricele, colorat, mult roz, turcoaz, culorile mele preferate. E un loc prielnic de a lucra așa în tihnă și cu un loc prielnic pentru creativitate. Cum a ajuns proiectul tău în acest punct, în punctul în care să ai propriul tău atelier? De unde a pornit totul? Aș putea să încep cu copilăria. Am fost tot timpul preocupată de partea estetică a lucrurilor. Îmi plăcea să desenez, îmi plăceau rochițele, fundițele și tot ce preferă fetițele. Am urmat cursurile Facultății de Arte din Timișoara. Am început creând coliere statement, cu multe mărgele colorate, așa. Mi-am lucrat creativitatea, culorile, paleta coloristică este foarte largă și încet am pus bazele atelierului, am luat cursuri de croitorie și încet am făcut să se întâmple lucrurile. Ai menționat că ai urmat Facultatea de Arte și Design. Aș vrea să-mi spui care este importanța unor astfel de studii atunci când dorești să începi un proiect precum ai tu. În primul rând trebuie să afli ce-ți place. Facultatea te ajută, îți dă ustensilele potrivite ca să vezi exact ce trebuie făcut. Te ajută să îți lărgești limitele, să înveți, să cunoști oameni. E foarte importantă și socializarea, mai ales la arte. E o lume deschisă la minte, ca să zic așa. Profesorii te ajută. Eu am făcut și pictură în același timp, și pictură și design vestimentar în paralel. Deci toate m-au adus aici. Deci toate învățăturile, toate muzeele pe care le vizitez, tot ce poate să-ți îmbogățească area asta vizuală. Deci ești o persoană care îi place să se îmbogățească din punct de vedere artistic, tot ce ține de artă, să-și îmbogățească cunoștințele. Da. Care sunt materialele cu care ție îți place să te joci cel mai mult? Este destul de vastă area. Îmi plac mătăsurile, dantelele, mărgelele pe care le aplic pe rochițe, dar cel mai mult îmi plac voalurile din care fac petalele florilor. Cam asta e amprenta mea. Fac petale lucrate manual, fac flori pe care le aplic rochilor. Ce te inspiră atunci când creezi o rochie? Ce mă inspiră? Mă inspiră mult, aș putea să spun că mă inspiră de la natură, oameni, texturi, culori, dar de multe ori inspirația vine lucrând sau mă prinde inspirația pe mine, nu știu. E un lucru mai complex de explicat. De multe ori vine lucrând. Mă inspiră în momentul acela materialul pe care l-am ales, mărgelele pe care le-am ales și atunci mă gândesc și multe chestii sunt native, nu pot să le explic. Sunt așa ca și bunul gust. Ori îl ai nativ sau îl le duci. Și atunci
multe vin de la sine. Menționăm foarte des cuvântul culori. Da. Ai niște culori preferate, mărturisește-mi. Bine, eu iubesc toate culorile, în toate numițele. Nu există culoare pe care să nu o ador, dar în fiecare an am observat, am o culoare preferată. Cred că asta depinde mult și de psihologia mea sau de psihicul meu, nu știu cum să o explic. Acum am o culoare preferată, culoarea turcoaz. Îmi place foarte mult. Culoarea turcoaz, rozurile, pastelurile, astea sunt culorile preferate în momentul ăsta. Și nu ține neapărat de tendințe, că nu le urmăresc neapărat, le adaptez stilul meu și personalității mele. Deci nu e important neapărat să ținem întotdeauna cont de tendințe. Ce să ne simțim bine. Noi tendințele sunt un reper bun, dar e foarte important, e foarte important să le adaptezi stilului tău, personalității tale și mai ales și corpului tău. Trebuie să știi cum să le îmbini în așa fel încât să ți se potrivească ție și să te simți bine. Până la urmă și atitudinea contează. Dacă tu nu te simți bine, asta e vizibil. Cum ai descrie o femeie care pășește în atelierul tău? O clientă, Mirela. Îndrăzneață, în primul rând, curajoasă. O femeie care vrea să-și pună în evidență aturile și care preferă culorile. Bine, o să punem în balans sugestiile mele vestimentare și cu gusturile ei, dar cred că o femeie care se îmbracă în hainele Mirela este o femeie foarte îndrăzneață. Ce se poartă toamna aceasta? Sau ce crezi tu că ar trebui să purtăm toamna aceasta? Tendințele, după cum ți-am mai spus, nu urmăresc neapărat tendințele, dar trebuie să avem un reper. Tendințele toamnă, iarnă, 2018, care oricum se continuă și în 2019, ar fi tendințele vintage. Au revenit tendințele vintage, culoarea roșie e foarte pregnantă, așa că dacă te îmbraci în hainele din garderoba mamei, nu e nicio problemă. Au revenit în trend hainele stilului anilor 80-60. Cam astea ar fi trendurile. Uite, spune-mi, dacă eu sunt o fată mai plinuță, ce fel de rochi ar trebui să port eu sau ce fel de rochi ar trebui să evit? În primul rând, vedem ce ascundem și ce punem în evidență. Depinde dacă ai o talie frumoasă, punem talia în evidență, dacă ai un bust generos, de ce nu, pentru că sunt aturile unei femei. Depinde și de culorile pe care le alege și de gusturi, ce materiale îi plac. Asta sunt multe detalii care trebuie gândite în funcție de modelul pe care îl preferă clienta sau ce stil abordează clienta. Eu îți mulțumesc tare, tare, tare mult, Mirela. Trebuie să știți că Mirela are și un simț al umorului tare bine dezvoltat, așa că vă invit să o urmăriți și pe Facebook, dar și pe Instagram. Unde te poți urmări cei de acasă? Pe Facebook, tot timpul. Mirela Ciora Corcoșa. Este pagina mea de Facebook. Mulțumim tare mult, iar voi, dragilor, nu uitați să dați un subscribe.